Un nou parc industrial, Oltenia Business Park, va fi amenajat pe un teren în suprafață totală de peste 180 de hectare, situat în comuna Coșoveni, fiind cea mai mare platformă economică din sudul României realizată de autoritățile publice locale. Demersul vizează dezvoltarea economică a municipiului Craiova și a județului Dolj, prin atragerea de investitori care vor putea beneficia de toate facilitățile pentru a crea locuri de muncă. Este un pas foarte important pe care l-am făcut astăzi. În sfârșit, avem cele 180 de hectare de teren necesare pentru a dezvolta cel de-al treilea parc industrial. În Craiova, șomajul este sub 1%, dar în restul județului este mai mare. De aceea, acest parc industrial merge către comuna Coșoveni, sigur. Vom extinde transportul public către această comună în momentul în care parcul industrial va fi funcționat. Așadar, la ora actuală avem 19 agenți comerciali care ne-au depus cereri pentru a beneficia de un loc în acest parc industrial și urmează ca să facem toate demersurile astfel încât să-l dezvoltăm în viitorul apropiat. Pentru noi este un moment deosebit de important și cred că pot spune cel mai important și cea mai importantă investiție în ce înseamnă infrastructură de dezvoltare economică. Pornim la un drum la capătul căruia vom construi cel mai mare parc industrial construit de autorități publice din sudul României. Suntem într-un parteneriat nu de puțin timp cu Primăria Craiova. Mai sunt două parcuri industriale pe care le-am construit și care cu ajutorul primăriei, doamnei primar, au rezidenți, au creat sute de locuri de muncă și pe acest model mergem și acum, ca și dimensiune de departe cel mai mare, 180 de hectare, și vom încerca să atragem investitori care să aducă plus valoare atât din punct de vedere economic, dar și a tot ce înseamnă crearea de locuri de muncă. Primăria Craiova a făcut un pas mare acum câteva zile și transportul public este în zona metropolitană, suntem în zona metropolitană a Craiovei, până la urmă Coșoveni face parte din zona metropolitană. În felul acesta nu putem spune că nu avem vreo facilitate pe care Primăria Craiova și Consiliul Județean nu le oferă investitorilor.